Hei, bună, numele meu este Corina și astăzi vă voi arăta niște produse care efectiv nu își merită banii din punctul meu de vedere. Să începem! Primul produs care nu își merită banii este, din nefericire pentru mine, șamponul de la Parusan. Clasicul șampon de la Parusan. Scrie că este stimulator pentru femei să-ți crească părul. Mai sinceră să fiu, l-am folosit, l-am terminat, l-am păstrat chiar pentru voi, să vă spun că nu și-a făcut efectul, cel puțin la mine, nu și-a făcut niciun efect, nu mi-a crescut părul, nu mi l-a stimulat. Deci dați niște bani efectiv de pomană. Mai bine vă faceți măști naturale cu ulei de ricin și așa mai departe să vă crească părul decât să dați 40 de lei pe acest șampon. Într-adevăr, îți curăță părul ca un șampon obișnuit, nu este mare chestie, deci din punctul meu de vedere acesta nu își merită bani. Un alt produs care pe mine m-a dezamăgit a fost acest șampon de la Vela, care este pentru volum. Să ai volum la păr, eu având părul de pisică, am zis, asta îmi trebuie. Mi-a trebuit degeaba pentru că nu am avut volum. Este și normal că nu o să am volum din moment ce părul meu este lipsit de volum, nu o să vină un șampon și să-mi facă volum, doar că m-am spălat și l-am uscat. Deci el este în jur de 40-50 de lei, cam așa, dar credeți-mă, nici acesta nu a făcut nimic, am dat banii de pomană, că am zis eu că arăt degetul cu marea și sare. Asicul Bonileș pentru gene. Vreau să vă zic că m-am gândit eu așa, bă, trebuie să fac o pauză la gene, că n-am făcut de 4 ani și haide să mi-ajut genele într-un fel să crească. Vreau să zic că l-am folosit 2 săptămâni. Eu sunt și genul de persoană care dacă folosesc acum un produs, măi, eu vreau să se vadă imediat, adică ca de exemplu la solar, dacă mă duc, eu nu mă duc în 10 ședințe și să se vadă abia a 10-a ședință. Nu, eu bag prima ședință forță și a doua și gata, deja se vede că m-am bronzat, punct. Nu o lungesc 100 de ani. Așa a fost și cu Bonileșul. Cine are răbdare să-l folosească, acolo e cățelul meu, cine are răbdare să-l folosească mai mult de, mai mult de 2-3 luni, felicitări, poate o să funcționeze. Dar dacă vi luați să îl folosiți 2 săptămâni cum l-am folosit eu, dați banii efectiv de pomană. Am dat 100 de lei pe el degeaba. Degeaba. Din nou, vedeți că am genunchi, da? Acest gloss, nu cred că îl vedeți voi foarte bine, este de la Dior. Îți face buzele cu volum, cu acid hialuronic, cu draci, laci, nebunii, vă zic eu, bullshit. Dacă vă aduceți aminte, era un, tot așa un gloss de la Avon, te dădea, era în jur de 16 lei, cred că este și acum, care te pișca pe buze. Măi, de la 16 lei, la 180 de lei cât am dat eu pe căcățelul ăsta, până să-mi pun buze, mi l-am cumpărat pe acesta, că am zis eu, bă, mi-o face buzele, nu știu cum, nu știu ce. Nu a făcut nimic. Deci nu dați banii pe acest căcat. Este un căcățel care nu își merită nici măcar 20 de lei, n-ar fi meritat ăsta. Mai bun cred că este cel de la Avon. El mult mai picant așa pe buze, te arde mult mai rău și parcă s-ar umfla mai mult de la alea, dar nici ăla nu face cine știe ce. Dar pentru psihicul vostru, mai bine vi luați pe acela cu 16 lei, maxim 20 de lei, decât să dați banii pe ăsta. Am văzut că Ruxy de la Like One a spus că este super, că nu știu ce. Nu este adevărat. Nu înțeleg treaba asta, să promovezi un produs care chiar nu... Deci nu are nicio chestie, nu se vede nimic la el, este exact ca un gloss normal. Doar că este puțin mai deschis pe buze când te dai cu el, atâta tot. În rest nu are nimic, nimic, vă asigur. Am primit o mostră de la Moroccan Oil, acel ulei minune pentru păr. Am vrut să văd cât costă în farmacia Tei. Această mică mostră care mai vine cu un mini șampon, dacă nu mă înșel, sau ceva de genul, este în jur de 70 și ceva de lei la farmacia Tei.
din punctul meu de vedere, este ca un ulei normal pentru păr. Nu știu, este atât de mediatizat și ăsta din nou pe YouTube, că, Doamne, îți lasă un păr, e o fată de la Bravo Eye Style care spune, mamă, îți face un păr. Nu este adevărat. Acesta este ca un ulei oarecare din punctul meu de vedere. Dacă voi l-ați folosit într-un anumit fel și ați văzut că nu mai văd părul degradat sau la la la, anunțați-mă și pe mine, dar atâta timp cât eu am firele despicate și nu mi le tund, doar nu o să vină un ulei la mintea cocoșului, nu o să mi le lipească. Nu, pur și simplu nu are cum să funcționeze un produs pe un păr stricat. Decât dacă vrei tu să ți le întreții după ce l-ai tuns, după ce nu știu ce, atunci să vii tu cu ulei și așa mai departe. Dar dacă tu ai părul despicat și așa mai departe, credeți-mă că este egal cu zero acest ulei. Iar ultima chestie, dar nu cea din urmă, este această mostră de la Estée Lauder. Advanced Night Repair. 30 de mililitri. Costă 400 de lei. 400. Vreau să vă zic că cu acest căcățel mic, care are 7 mililitri, mă dau de aproximativ 3 săptămâni. Adică chiar ține. L-a ținut, ține. Dar zero efecte. Mă, eu am citit review-uri despre el și așa mai departe. Nu știu la ce zic unele persoane că știi cum îți simți fața după ce ți l-ai aplicat și o luminozitate și nu știu ce și la la la. Mă, eu mă uitam în oglindă și efectiv nu-mi dădeam seama la ce să mă uit pentru că nu vedeam nicio diferență. Este văscos așa, este, nu știu cum să vă spun, cum e taciul de speli pe mâini, doar cu puțin mai viscos. Așa e și ăsta. Ții o cantitate destul de mică, spui așa puțin și începi și te freci. Puțin, 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 puțin. Dar, credeți-mă, nu merită ăsta 4 milioane, 400 de lei, pardon, neam de neamul lui. Vă zice fata că norocul meu că l-am luat așa, știți ce zic, altfel n-aș fi dat, sinceră vă zic, sinceră să fiu cu voi, nu aș fi dat 400 de lei doar să testez acest căcățel. Sper că v-a plăcut acest filmuleț, să dați acolo un like și un subscribe. Dacă ați testat vreun produs din tot ce v-am arătat eu, că eu una nu am fost mulțumită, pentru că prețul este foarte mare pentru ceea ce oferă produsul respectiv, anunțați-vă și spuneți-mi în comentarii dacă vouă v-a făcut bine sau orice legat despre aceste produse sau ce alte produse nu v-au satisfăcut pe voi, pentru că bănuiesc că sunt o grămadă, doar că nu le-am luat eu și norocul meu naiba că nu le-am ales eu pe toate, știți ce zic? Vă super pupicez și ne vedem data viitoare. Orice idee aveți, lăsați-le acolo în comentarii și bușiți butonul ăla de like, da? Vă super pupicez!